Paul și Roxana au renunțat. Sincer, nu mă așteptam să fie ei primii. Se pare că Roxana i s-a făcut rotă la mirosul de popcorn pe care l-a gătit a ce să facă și ea? Și a făcut popcorn și s-a văzut <laughs> să se uite la un film cu sărut. Și tocmai pe prietena i a afectat un mirosul acela de popcorn. A spus că i s-a făcut rău de la mirosul de popcorn și a renunțat efectiv. Spunea Paul că nu crede că a trecut nici 10 minute și era un pic dezamăgit, dar ce să facă? Na. A trebuit să, să, plece. Să sperăm că nu vor mai renunța și alții de la același miros de popcorn. Nu-mi dau seama de ce ar fi putut. Bine, la miroase ca cam așa, dar... Aia e ce să facem? Îmi pare rău pentru Paul și Roxana, oricum sunt multe echipe în joc și ușor, ușor vor începe să renunțe pentru că nu are rost să stea atât de mult. Nu cred că vor... Încă dacă nu cred că vor câștiga, nu are rost să se chinui atât de mult.